Până una alta, oameni buni, Maria Dragomiroiu și Bebe Mihu au petrecut noaptea dintre ani în America alături de Mioara Velicu, Gheorghe Gheorghiu și alți români talentați și inimoși. Așa cum ne-au promis, ne-au trimis imagini de la mega petrecerea de Revelion din centrul New York-ului și vom intra în direct cu ei imediat după ce vedem super distracția lor românească de peste ocean, așa că ia să primim imaginile. 1, 2, 3 și la vreo! La mulți ani, Nicoluță, la mulți ani, Prat TV, din partea românilor a comunității de la New York, la mulți ani. Așa au început petrecerea de Revelion românii de peste hotare. După ce și-au salutat toți fanii de dincolo și de dincoace de ocean, s-au prins în horă și au încins ringul de dans. Mioara Velicu a trecut la microfon și sala a răsunat de cântecul ei moldovenesc, iar împreună cu ea au cântat cu foc toți cei prezenți. Nelipsit de la petrecerile românilor din America, proaspăt căsătoritul Gheorghe Gheorghiu a susținut și el un super recital. Vreau să-l cântăm din zon și să simt din nou fior, ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Mai lasă-mă să te iubesc, ori tu ești tot ce îmi doresc. Foarte frumos, oameni buni, iar acum intrăm în legătură directă cu prietenul nostru, corespondentul nostru la New York, nimeni altul decât Bebe Mihu. Nea Bebe, la mulți ani, ce faci, cum ești? Aoleu, aoleu! Ce faci, Ciucă? Bine. E bine? A căzut internetul din America, haideți să-l restabilim. Te descurci? Numărul pe care l-ați văzut, da. Nu este... Ia să vedem, mai încercăm încă o dată. Băi, băiatule, băi, deci era Nea Bebe... fix că se transmită ceva și nu a fost să fie, ia să vedem. Încercăm încă o dată, e în aeroport Bebe Mihu, prietenul nostru, cum spuneam, corespondentul emisiunii la New York. Nea Bebe, te rog frumos, ai grijă, nu te mișca, nu mai închide tableta, nu mai închide conexiunea, telefonul. Ești bine? Nu vă aud. Nea Bebe, la mulți ani! La mulți ani, la mulți ani, dar nu vă aud. Pe cum nu mă auzi, băiatul, citește pe buze! Ești bine? Ia vezi, domnul Cătălin. Ia vezi, Nea Bebe, mă auzi acum? Acum vă aud, acum vă aud. Stai că acum nu mai vezi. Ești bine? Acum nu te mai văd. Acum mă, ce vezi, ești bine? Ia uite pe mama Mioara. La mulți ani, la mulți ani, sănătate. Da. Să rămână, ia uite, Maria Dragomiroiu, să rămână. Ah, Gigi Gheorghiu. Foarte frumos. Dar unde sunteți acum, Nea Bebe? Ia explică-ne puțin. Jos. De ce mă n-ai cu ei? Unde în aeroport? În aeroport. Unde? La New York. Bre, arăți ca JR. Am crezut că intru cu JR din Dallas mai devreme când am văzut cu pălăria aia. Uite. Nu-ți mai... Sueleni acolo. Pamela, Pamela și, și Gigi. Stai să-i găsim lui Gigi. Cine e Gigi? Bobby. Bobby. Am refăcut Dallas-ul. Bobby, da. Păi, o tot pe doamna Mioara, pe 30 ianuarie o ținut la Dallas. Chiar la casă, la Pujar. Superb. Nu ne facă mai bine înapoi de acolo, de deci, la Dallas. Unde sunteți acum, plecați de la New York, unde vă duceți? Nea Bebe, ia ziceți-ne. Mergem în Florida, că aici sunt minus un grad și mergem la căldură, la 24-25 de grade. Bine, ne întoarcem. Că vine Romica Ciocu cu Cornel Palade și continuăm turneul în America. Foarte frumos. Costumele de baie le aveți? Poftim? Costumele de baie le aveți dacă sunt 24 de grade? Da. Sunt în geamantan. În special eu am costumul. Mama Mioara, aveți grijă că sunt crocodile acolo în Florida. M-am dat cu vaselină.
Gigi Gheorghiu, cum e? Cum ai trecut în nou an ca bărbat însurat? Lăsați, nu mai puneți întrebări din asta. E foarte bine. E bine, este perfect. E perfect. Da. Să știi că acolo unde stăm, acolo unde stăm, în vila în care stăm noi, e un canal, și în fiecare dimineață ies aligatorii și vin acolo, la plasă. Știi? Câteodată... Cine scapă? Da, care cine scapă, scapă, scapă. Am înțeles. Doamna Maria, am văzut mai devreme imagini, ați cântat, a fost un an nou senzațional. Extraordinar. Faptul că am fost împreună cu toți prietenii noștri este minunat. A fost un rebelion în care, să știi, aici a trebuit cu câteva zile înainte să păstrăm regulile de distanțare, decât la jumate din capacitate, la salonul ăla mare care îl știi de la nunta lui Gigi. Și ce să zic, America 1 milion de infectări pe zi. Da, nu e ușor, nu ușoară e perioada asta. Da. Dar românii s-au distrat așa cum știm noi să ne distrăm, ca la carte. Foarte, foarte frumos. Seama, eu la vârsta mea, măruță, eu la vârsta mea să mă duc la Orlando, să mă duc la Dallas, să mă duc, dai seama, la Miami, Los Angeles, stai să mă ce fericire pe capul meu. Mi se pare firesc, mama Mioara cucerește America. Ia zi, Gigi, te rog. Să știi că n-am băut mult. Da, corect. Nu știu, bă, am vrut să zic că nu te-am întrecut. Gigi, nu știu, dar eu am auzit că în Florida acolo sunt manechine, Miami Beach, așa, adică nu știu ce să zic. Mergem, avem preselecție. Măruț, dar nu mă are pe mine, ce-i mai trebuie? Eu am mai luat-o pe doamna Mioara cu mine acum vreo 5-10 ani, tot în Florida. Da, da. Am stat la un hotel pe malul mării, oceanului. Deci foarte frumos, vă întoarceți la locul faptei, unde ați mai cântat și unde v-ați mai întâlnit cu români de acolo. Nea Bebe, ești bine? Ești roșu în obraje? Exact ce trebuie. Mulțumesc, uite ce frumos arată. Pregătit pentru America. Pregătit pentru America. Cât mai stați acolo, doamna Maria? Eu mai stau, cât mai stau, șeful știe. Ea vine mai devreme, până pe 25 stă. Știi cum la noi, o să vină 3 sud-estul din 21. Am înțeles, din deci 21 în America. Eu mai stau un pic prin America pe aici. Să vedem dacă îl mai, să vedem dacă îl mai primesc acasă. Când ajunge acasă, scrie la ușă, la Bebe, mi se pare că te-ai mutat. Eu stau până pe 16 februarie, deci eu musai să rămân. Da. Mama Mioara, ce mai mă, viață frumoasă, îmbinată munca și cu relaxare și cu puțină odihnă, exact ce trebuie. Da. Nu se spune Mioara, că eu trebuie să rămân. La ce să fii referit? Trebuie să mai rămân. Eu trebuie să rămân. Eu încă mai rămân. Nu însărcinată, nu, să mai rămân în America. Eu încă mai rămân. Da. Aeroportul e aglomerat? Cum e? E lume? Da, uite, după cum se vede. Da, e aglomerat. Este aglomerat, circulă mult americanii. De sărbători au fost blocate aeroporturile, la câte zboruri au fost. Da, la noi e bine, mulțumim lui Dumnezeu, noi respectăm regulile, venim cu 3 ore înainte. Da, e în regulă. Păi atunci vă doresc un an minunat și abia vă așteptăm când veniți în țară, bine, să ne vedem. Bine, ne întoarcem la Fina și avem la Rumenie în gardă un show pentru și invităm pe toți cei cu numele de Ion și Ioana, alături de Romica Țociu, Cornel Palade, Gheorghe Gheorghiu, Maria Dragomiroiu, Mioara Velicu, Paul Stângă și George Târgoviștean. Totul să ne petrecem așa. Da. Sigur. Iar sâmbătă suntem la Atlanta. Foarte bine. Eu cred că oamenii pot să afle lucrurile astea și dacă intră pe paginile de Facebook, la fiecare, postați și acolo ca să știe românii din străinătate unde vă găsesc și unde vă întâlnesc. Da, și nu uitați, rog, de invitația lansată pentru luna octombrie cu Andra, da? Am înțeles, Nea Bebe. Așteaptă. Gata, Nea Bebe. Perfect. Vă mulțumim mult de tot. Vă pupăm. Sănătate, un an cu fericire, noroc, numai bine vă doresc. Dea Dumnezeu să scăpăm de pandemia asta. Da. Numai bine, Doamne ajută! Nici toată echipa în America! Da, mama Mioara, Sărumâna, Maria Dragomiroi, aveți grijă acolo! Noi da, avem! Are mult lucru de grijă de noi! Da. Perfect, numai bine, vă lăsăm! Vă pupăm! Numai bine!
Mulțumim mult de tot, prietenii noștri din America, cum spuneam ceva mai devreme. Ați văzut Colin Dăciucă muncesc? Asta e foarte frumos. Mergem mai departe cu emisiunea noastră.